Președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiță, a declarat vineri că pentru transportul vaccinului, după începerea campaniei de imunizare, este foarte probabil să fie folosite aeronave ale Ministerului Apărării Naționale. Este foarte probabil să fie folosite atunci când vom avea o cantitate mare de vaccinuri, chiar mijloacele avioanele din dotarea Ministerului Apărării Naționale, avioanele Spartan, care pot într-un timp scurt să asigure distribuirea vaccinurilor în cele 6 centre regionale. Nu întâmplător au fost alese centre regionale care au aeroport, tocmai pentru a avea la îndemână această posibilitate. Potrivit lui Gheorghiță, principalul centru de stocare a vaccinului, care trebuie depozitat la minus 80 de grade Celsius, este la Institutul Cantacuzino, care are o capacitate de 1,5 milioane de doze, iar în fiecare dintre centrele regionale între 150.000 și 200.000 de doze. În momentul de față vorbim de trei tipuri de centre de vaccinare. Sunt centre de vaccinare care sunt înființate în unitățile medicale destinate pentru prima etapă a strategiei de vaccinare. Sunt centre de vaccinare fixe înființate în afara unităților medicale care vor deservi cele două categorii mari populaționale conform strategiei, iar pentru categoriile populaționale pentru care accesul la un centru de vaccinare fix este limitat, cum sunt anumite localități rurale sau cum sunt centrele rezidențiale pentru persoane cu dizabilități sau pentru persoanele vârstnice, vor fi folosite aceste unități de vaccinare mobile, aceste centre mobile care practic se vor deplasa împreună cu echipele vaccinatoare în acele zone și vor asigura vaccinarea celor care doresc, evident, să se vaccineze. Începând de luni, vor fi distribuite aceleași echipamente frigorifice către cele 6 centre regionale, motiv pentru care dacă aici avem o capacitate de circa 1.500.000 de doze de vaccin pentru minus 80 de grade, în celelalte centre regionale vom avea capacitate de stocare între 150.000 și 200.000 de doze de vaccin per centru regional de stocare. Fiecare transport de vaccinuri, atunci când va ajunge la centrul de stocare național sau regional, există o comisie de recepție reprezentată de distribuitorul acelui vaccin, de un responsabil din Ministerul Sănătății și respectiv un responsabil de la nivelul centrului de stocare, care vor verifica condițiile de transport. Toată temperatura pe parcursul distribuției este înregistrată și va fi practic transmisă imediat ce se face preluarea coletului. Se vor verifica condițiile de transport și dacă acestea sunt îndeplinite, bineînțeles, va fi preluat vaccinul și depozitat. Și dacă condițiile nu sunt îndeplinite, evident că se va refuza acel transport. Conform strategiei naționale pentru vaccinarea împotriva COVID-19, vaccinarea se va realiza în etape, respectiv respectând grupele populaționale. Pentru etapa 1, vaccinarea se va organiza la locul de muncă și prin centrele de vaccinare fixe și mobile, iar pentru etapa 2 și a 3, vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medicină de familie, centre drive-thru. Vaccinarea este gratuită și voluntară.